stimată audiență, cei reprezentanții din industria turismului, care astăzi ne-ați onorat cu prezența aici, fizic, și în invitația noastră a fost marcat că vă așteptăm cu drag, dar pe cei responsabili, cei vaccinați, pentru că este foarte important în continuare să menținem aceste reguli, să respectăm normele sanitare și să ne protejăm unul pe celălalt. Vreau să mă salut în numele Agenției de Investiții, inclusiv cu publicul nostru auditoriu din internauți care ne urmăresc, pentru că evenimentul de astăzi este dedicat tuturor actorilor din industria turismului, dar și tuturor cetățenilor Republicii Moldova care sunt gata să afle despre noile inițiative pe care le lansează Agenția de Investiții și parte a cărora vă invităm să vă raliați, să participați și dumneavoastră. Alături de mine astăzi l-am pe vicedirectorul general, domnul Ion Iordache, care preia interimatul Agenției de Investiții începând cu ziua de luni, și de stânga mea este șeful Direcției Promovare Turism în cadrul Agenției de Investiții, Andrei Chistol. Ne bucurăm foarte mult să-l avem pe domnul Chistol în echipa noastră, exact în această direcție, care vine cu o experiență foarte vastă din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, având un cuvânt de spus la valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, dar sub aspect turistic. Doamnelor și domnilor, noi astăzi ne-am adunat să vă povestim despre câteva inițiative noi pe care le-am pregătit pentru această vară foarte și foarte caldă. În primul rând, mult dorit din partea sectorului a fost un brand de țară, dar un brand de țară destinat industriei turismului, care să ne reprezinte atât în țară cât și pe extern. Noi, cu ceva timp în urmă, în martie în acestui an, Agenția de Investiții a lansat o campanie de promovare a Republicii Moldova drept destinație turistică pe extern, venind cu un nou mesaj, un mesaj de repoziționare a Republicii Moldova pe harta turistică globală. Această necesitate a fost dictată tocmai de acele schimbări pe care le-a adus pandemia la nivel global, care a corectat într-un fel și modalitatea de a călători, comportamentul turiștilor care doresc să descopere noi destinații. Precum cunoaștem, Republica Moldova, ca și produs turistic, se plasează în produsul de experiențe autentice. Și tocmai din acest motiv, mesajul cu care a venit Republica Moldova este unul foarte onest și în același timp oferă o vastă experiență culturală, istorică, gastronomică, o vinicolă, de meșteșugar, de artezanat. Deci toate acele experiențe prin care Republica Moldova este foarte bogată, foarte diversă și poate oferi aceste experiențe pe parcursul unui sejur turistic de 365 de zile ale anului. Am venit cu mesajul Moldova, a place to find yourself, tocmai în contextul în care foarte mulți, după pandemie, doresc să vină în locuri sigure, în locuri, destinații nepopulate, neaglomerate, departe de acea concentrație urbană, industrializată, să se regăsească în comuniunea cu natura și să se regăsească pe sine însăși, tocmai prin diverse experiențe. Și în acest context, Republica Moldova, cu acest mesaj, pe baza platformei Pomului Vieții, care este brandul nostru de țară, s-a lansat pe extern. Am adaptat, am lucrat la acest brand și venim astăzi să vă informăm despre elaborarea unui brand book, a ghidului de utilizare a brandului de țară turistic, totuși invers, așa, și el, dacă observați, culoarea, în primul rând, fundalul, culoarea verde, care deja am revăzut-o și în campania Ne-am pornit anul trecut și în cadrul evenimentelor legate de turism,
Oricum, simbolul central rămâne a fi pomul vieții integrat, cel care a fost ajustat acum 3 ani în urmă, în noiembrie 2018, preluat apropo tot din industria turistică, dar un pom care a fost actualizat să includă oferta economică și investițională a Republicii Moldova. Poziționarea acesteia, precum vedeți, este pomul vieții cu, la bază cu litera M din Moldova și sloganul A Place to Find Yourself. Vorbim despre o conectare internațională, tocmai de aceea și recomandăm și venim cu mesajul în limba engleză, în limba de comunicare internațională, ca să fim mai aproape de turiștii străini. Avem elementele brandului care pot fi utilizate în funcție de necesități, cu brâul, cu elementele care sunt parte integrantă din acest pom. Am făcut și niște proiecții de stand de țară, pentru că pe parcursul acestor 3 ani, prin efortul Agenției de Investiții, am susținut mediul asociativ din toate sectoarele economice ale Republicii Moldova, care au participat la diverse târguri, expoziții internaționale pentru a-și promova produsele, serviciile. Am venit cu un stand comun, cu o imagine unică, capitalizată pe identitatea Republicii Moldova, tocmai pentru ca să promovăm toți împreună un mesaj și o identitate unică, indiferent de pe ce piață a lumii noi ne prezentăm. Încă este culoarea, fundalul negru rămâne în vigoare încă. Ne-am gândit că verdele dă o mai multă culoare aprinsă standului național pentru acest sector, mai ales că Republica Moldova este foarte bogată prin diversitatea peisajistică și tesaurul natural pe care îl posedăm. Sunt câteva proiecții din evenimentele deja lansate anterior. Observați cum se privesc toate subbrandurile pe care le-am creat pentru industria turismului pe parcursul ultimilor 2 ani. Bineînțeles că acest brand book este un ghid, de fapt, de utilizare a brandului turistic, cu amplasarea, cu regulile de utilizare corectă, pe diverse suporturi de promovare. Tricouri, hanorace, tot ceea ce am produs și urmează să mai producem pentru promovarea și susținerea industriei turistice din Republica Moldova. Acest brand book este plasat pe site-ul pomulvieții.md. Agenția de Investiții a elaborat și un site pe care în rubrica Subbranduri se va regăsi atât ghidul de utilizare a brandului de țară, cât și ghidul de utilizare a brandului pentru industria turistică. Poate fi descărcat, poate fi utilizat. Tot acolo se află și cererea de solicitare pentru utilizare, care se completează online, electronic, atât de cetățenii din Republica Moldova, cât și din diaspora, pentru că noi, pe parcursul anilor, avem și foarte multe solicitări din partea cetățenilor noștri din diaspora, care continuă activitatea în diverse țări. Tocmai de aceea avem exemple foarte frumoase de utilizare a brandului de țară și în Dubai, și în China, și în Germania. În foarte, foarte multe, geografia este foarte extinsă, deci pe site-ul pomulvieții.md, rubrica Subbranduri, puteți să aplicați, să primiți brandbook-ul, drepturile de utilizare și să vă bucurați de această valoare pe care o aduce brandul împreună cu toate produsele și instrumentele pe care noi le creăm. În afară de brandul turistic, astăzi venim cu o altă premieră. De ce e premieră? Pentru că este o altă modalitate creativă și o nouă percepție de a povesti despre Republica Moldova turiștilor. Este vorba despre o nouă broșură a Republicii Moldova. O broșură care, într-un limbaj foarte cald, autentic, plin de gust, de simțire, vine să ne povestească despre acea diversitate de tradiții pe care o avem.
Pentru a vă da mai multe detalii, vreau să ofer cuvânt lui Ion Iordache, care ne va povesti mai detaliat ce conține această broșură și toată lumea prezentă a găsit, cred că, la dumneavoastră. Broșura va fi și în limba engleză, și română, și rusă și, de asemenea, și în formulă digitală. Ion, te rog, ai cuvânt. Mersi, doamna director. Deci, broșura este compusă din trei capitole, o hartă turistică care conține inclusiv rute și trasee. Dacă să mergem pe capitolele prezentate din broșură, prima ar fi Descoperă Moldova, unde facem o incursiune istorică pe acest meleag, începând cu, spunem așa, de când nici Republica Moldova nu era, trecând toate etapele, Imperiul Otoman, Imperiul Rus, România Mare, URSS și ajungând la perioada de independență. Un accent separat am pus pe, să spunem, arhitectura municipiului Chișinău și, respectiv, niște informații de transport, telecomunicații și simțite ca acasă am făcut încheierea acestui subcapitol din broșură. Punctul 2 este Călătorește. Am pus accentul pe păduri, rezervații naturale, lacuri, peisaje, dar și am trecut și prin simte un pic Moldova, cum ar fi festivaluri, activități, vinării, precum este inclusă și o parte din ofertă, să spunem, turistică a raioanelor din stânga Nistrului în acest subcapitol. Punctul 3 este Intră în horă. De fapt, venim cu o invitație și cu o relatare, nu doar ceea ce știm noi, dar produsul vin, dar este și tulburel, și un compot, și un rachiu. O invitație de a merge la piață, alături de meșteșugari și venim cu invitația ia ceva acasă, cum ar fi un mărțișor. Harta turistică, deci am venit cu harta turistică a Republicii Moldova, dar și cu ruta Ștefan cel Mare, cu conexiunile înspre România, ruta vinului, precum și câteva trasee de hiking și drumeții. Cam aceasta este componența, pe scurt, să spunem, acestei broșuri. Mersi mult! Mersi mult, Ion! Nu-mi rămâne decât încă o dată să vă comunic că atât aceste broșuri vor fi, prin solicitarea dumneavoastră, distribuite ca material de promovare, totodată va fi în format digital pentru toți cei care vor dori să și-l printeze pentru propriile necesități. Ca completare vreau să spun că pentru perioada când revine în masă diaspora, ne gândim să-i întâmpinăm în punctele aglomerate la frontieră cu această broșură pentru a cunoaște ce este și acasă. De fapt, vom reitera tradiția pe care am avut-o de Crăciun cu merele, cu pomul vieții, în sezonul estival de anul trecut cu, iarăși, broșura de eveniment, anul trecut, anul 2019, și iată, în acest an am venit pregătiți pentru a ne întâmpina cetățenii care știm noi că vin nu unii singuri, dar vin întotdeauna și cu prieteni. Un alt aspect foarte important, vorbeam despre repoziționarea Republicii Moldova pe harta turistică globală și în contextul pandemiei, trendurile, tendințele vorbesc foarte clar despre turismul de proximitate, turismul de vecinătate. Această tendință se va păstra pe parcursul următorilor acestui an și anul următor, tocmai în condițiile în care pandemia încă nu s-a finalizat. Încă mai avem cu regret în mai multe țări, avem tot felul de valuri acestei pandemii. Totuși, turismul deja se resimte. Perioada post-pandemică am putea să o numim ca început. Sâmbătă trecută, la Butuceni, spre exemplu, au fost deja peste 200 de turiști care au venit să ne viziteze. Turiștii din Ucraina și din România, tot mai mult și mai mulți vin să redescopere Republica Moldova, respectiv o parte din eforturi ale Agenției de Investiții ca și direcție strategică de activitate este în primul rând promovarea noastră ca și destinații pe aceste piețe, tocmai de aia și inclusiv campania Moldova Place to Find Yourself a început cu o campanie de promovare prin articole, prin diverse
inițiative pe aceste piețe și un instrument lucrativ foarte util sunt rutele transfrontaliere. Aceste rute care conectează Republica Moldova la circuitul de vecinătate, extinzând practic atât oferta turistică din Republica Moldova, cât și a țărilor din vecinătate, extind sejurul turiștilor. Pentru a prezenta aceste inițiative, vreau să ofer cuvânt domnului Andrei Chistol, care cu drag ne va da niște detalii. Mersi mult, doamna director. Da, într-adevăr, un aspect important al activității noastre va fi, într-adevăr, acel turism autentic sau acele experiențe autentice și să încercăm să promovăm cât mai mult patrimoniul cultural al Republicii Moldova ca și resursă de dezvoltare și ca și resursă de promovare turistică. Această ruta Voivodului Ștefan cel Mare și Sfânt a fost lansată anul trecut, dar în acest an ne-am axat în special pe elementul de promovare și, cum a spus și doamna director, de conectare a acestei rute la la acele circuite turistice regionale, în special Ucraina și Republica Moldova. În acest an am avut în luna iunie deja un prim tur informațional cu colegii din regiunea Odessa, Ucraina, în care deja în scurt timp după această vizită s-a materializat și printr-o vizită a unui grup organizat de turiști din Ucraina pe această rută a domnitorului Ștefan cel Mare. Aici vedeți și panourile care au fost instalate la principalele destinații care fac parte din această rută, precum și acea hartă unde avem descrise acele puncte sau cele importante monumente de arhitectură care fac parte din această rută. Ne preconizăm pentru acest an să mai organizăm încă două tururi informaționale cu colegi din România și Turcia. Deci încercăm în măsura posibilităților și în această perioadă nu chiar benefică pentru turism, dar să promovăm aceste rute și cred că ne va reuși în această vară un infotur cu colegii din România și după aceea cu colegii din Turcia. La fel, o altă deja noutate care a venit în acest an a fost demararea procesului de elaborare a rutii cultural-turistice, ruta Meșteșul Garilor. Deci noi vedem prin această ramură a patrimoniului cultural, acești meșteșugari, un element important pentru anume promovarea autenticității și prin ce ne diferențiem noi de alte state și credem că prin această rută vom putea promova mai bine Republica Moldova ca destinație turistică. Deci am făcut o cartografiere a celor meșteri populari care sunt în Republica Moldova, dintre care în rută vor fi incluși 20 de meșteri, pentru că nu privim meșterii doar ca acel experiment, da? Dar ca și acea persoană care poate primi turiști, poate oferi o anumită experiență a celor turiști care vin în Republica Moldova. Aici vedeți și domeniile care le-am acoperit prin această rută. Deja am organizat două module de instruiri pentru 16 meșteșugari, deci vrem să venim cu abordarea la pachet, hai să zic, facem instruiri și le spunem meșteșugarilor cum ar trebui să comunice cu turiștii străini care vin în Republica Moldova. Până la 27 septembrie vom lansa cele 10 itinerare turistice care le vom face în cadrul acestei rute a meșteșugarilor. Deci, cum vedeți, încercăm să promovăm și diversitatea meșteșugurilor, cât și reprezentarea geografică, tot este un element important. Aici vedem identitatea acestei rute care a fost deja elaborată. Deci, cum vedeți, este o continuare sau o expresie ieșită din pomul vieții și care promovează frumos aceste meșteșuguri. O altă importantă activitate ține de ralierea Republicii Moldova la ruta cultural-turistică a Bisericilor de Lemn din România. În România, la moment, sunt peste 180 de lăcașuri de cult care sunt parte a acestei rute.
Noi din Republica Moldova am venit cu 7 biserici de lemn din Chișinău, Călăraș, Briceni, Glodei. Aceste capodopere, ca să zic, arhitecturale din lemn sunt pe cât de originale, pe atât de diverse, chiar și din aceste imagini pe care le putem vedea aici, biserica de la de lemn de la ieșirea din oraș, cea din Călăraș și cea de la Briceni. Deci vedem acea diversitate chiar și în interiorul Republicii Moldova acestor lăcașuri de sfânt, de cult. Ce am realizat până acum a fost cercetarea în teren a bisericilor de lemn din Republica Moldova. Sigur că nu ne oprim aici la aceste 7, vom continua să explorăm și alte biserici care au potențial și pot fi integrate în aceste rute. Am realizat acel logo sau acea identitate a rutelor culturale, precum și am realizat acele vizite la aceste lăcașuri, astfel încât să vedem cum ele sunt, cum pot fi integrate în aceste circuite turistice și cum pot fi dezvoltate mai departe. Sigur că nu ne oprim aici la aceste rute, vom continua această abordare și cu alte inițiative la care gândim acum și care le vom promova în continuare, și ruta gastronomică, care este o extraordinară experiență culinară și autentică, dar cu aceste detalii vom veni deja mai târziu. Mersi mult! Mulțumesc foarte mult, Andrei! Într-adevăr, a deschis și niște paranteze, pentru că următoarea rută pe care putem capitaliza și care nu a fost suficient nici promovată, nici identificată, este ruta gastronomică, care poate pune în valoare, poate fi aceeași lecție culturală, istorică, prin gastronomia foarte diversă care se regăsește în Republica Moldova. Este o ambiție și un vis, dar în cadrul Agenției de Investiții tot ce este vis în timp se realizează, de aceea și cu concursul dumneavoastră sperăm că vom veni până la finele acestui an cu o nouă inițiativă în acest sens. Unul din subiecte, deci la întrebarea de ce anume doar 7 biserici, că de fapt sunt mai multe, de ce doar 20 de meșteșugari, că ar fi mai mulți, este o realitate a Republicii Moldova. În momentul în care aplicăm aceste criterii de selecție, facem o identificare pe teren, pentru că locațiile trebuie să fie funcționale și trebuie să poată să primească turiști. Asta face parte din start, din acele criterii, tocmai pentru a ne putea lansa frumos, pentru că știți că o experiență pozitivă este un canal de promovare și o experiență negativă, cu regret, îți pune acel impact pe mai mult timp, care este mult mai dificil să-l recuperezi. Avem în imagine un alt proiect și inițiativă care a fost lansată de curând. Deci pentru a discuta puțin la acest subiect, avem și un oaspete de onoare, un artist talentat, este astăzi alături de noi, pe care îl invit cu mare drag aici alături de mine. Este vorba de Pașa Parfeni. Te rog, Pașa, să vii mai alături. Pentru că turismul are chip, suflet și turismul este comunicarea umană. Și nu e necesar să lucrezi doar în domeniul industriei turistice ca să devii ambasador și promotor al turismului în lumea întreagă. Cu mare drag, inițiativele, în speță campania Ne-am pornit de anul trecut, a dat naștere la foarte multe inițiative tangențiale, conexe. Am avut și pictura grafică de pe podul de la Telecentru, care ne bucurăm și astăzi, la distanță de aproape un an de zile, o carte de vizită, de intrare în municipiul Chișinău. Avem și un proiect nou care s-a născut de curând în cadrul forumului Moldova Tourism Awards 2020-2021 prin artistul Andrei Rață, cu numele scenic Andrew Ryle, care în parteneriat cu Agenția de Investiții foarte curând lansează proiectul Moldova A Place to Find Harmony, care presupune
interpretarea sau mixarea muzicii în cele mai deosebite și spectaculoase destinații și locații din Republica Moldova, tocmai ca un alt instrument cultural-muzical de promovare. Și nu în ultimul rând, Pașa, care este nu doar o personalitate cu un atașament și cu o poziție civică, dar este și un artist, care unul din cei trei artiști care au venit cu o inițiativă, au produs, practic, este o producție artistică pe cover-ul lui Avicii, tocmai pentru a ne lansa campania de poziționare pe extern, care se numea, cover-ul se numea Wake Me Up When All It's Over, foarte sugestivă piesa, trezește-mă, îndeamnă-mă atunci când totul se termină, pentru că încă eram în pandemie și încă doream să lansăm acest apel să ne cunoască țara, dar în condițiile în care încă eram în perioadă de tranziție. Pașa, suntem foarte curioși. Mă rog, în primul rând mulțumesc pentru invitația. Bună ziua, dragă audiență. Într-adevăr, din prima aș vrea să vă spun că toate acțiunile și ale mele și a colegilor mei și înainte, noi non-stop călătorim, de fapt. Și facem asta voluntar pentru plăcerea noastră și artiștii fac asta non-stop, merg și la nord și la sud. Și cu cât mai organizat noi, între noi putem să facem asta, cu cât mai mare folos vom avea după asta și cu siguranță aceste discuții și aceste procese de sistematizare a acțiunilor noastre sunt cu siguranță foarte binevenite. Pentru că, de fapt, noi, ceea ce promovează cel mai mult țara, cred eu, este un cuvânt bun, o mână de ajutor, un zâmbet pur și simplu. Și iată, sunt lucruri care sunt apreciate cel mai mult, probabil, de comunitatea internațională. De aceea, eu și până acum, cum și eu am spus, indiferent de situație, deja când mergând prin țară, noi promovăm această țară și încercăm să identificăm aceste rute noi. Așa și vom continua să facem asta. Doar cu ajutorul vostru, inclusiv cel sistematic, probabil o să fie așa. Este vorba de o raliere a tuturor eforturilor ca să câștigăm acest impact. Dar, Pașa, câteva detalii din culise, pentru că această producție artistică a fost lansată ceva timp în urmă, ați mai călătorit după aia. Dacă poți să ne povestești cum a fost primită și care au fost feedback-urile internaționale sau a comunității cu care ați intrat dumneavoastră în interacțiune? Dacă să vorbim despre videoclip, da. Atunci, într-adevăr, noi am arătat Moldova altfel și reacțiile au fost foarte diverse, dar majoritatea dintre ele au fost că noi încă nu am văzut Moldova, o astfel de Moldova, n-am văzut așa locuri, oare este asta în Moldova sau nu, unde a fost filmat și așa mai departe. Și pe urmă, de ce nu v-ați îmbrăcat în costume naționale? Avem de lucrat și în continuare, dar da. Uite că această producție, surpriza acestei producții a fost nu doar o descoperire pe extern, pentru că ăsta ne-a fost scopul, ca să fim cunoscuți, să promovăm o Moldovă nouă, o Moldovă modernă, o Moldovă atractivă, pe diverse țări ale lumii, dar în același timp a fost și o surpriză pentru foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, care și noi primeam întrebări, da unde avem munți, da unde este filmat, da oare este filmat în Moldova, nu cumva este ceva, un produs care nu este real creat aici. Uite că se poate, în momentul în care oamenii talentați se adună, se nasc și lucruri talentate. Și apropo, unul din capitalul competitiv pe care îl are Republica Moldova, și asta nu doar în turism, asta o vedem în toate forumurile de afaceri la care participăm și intrăm în contact cu investitorii străini, cu exportatorii, absolut toată lumea menționează că
talentul și creativitatea, doza de nonconformism și doza de talent pe care o posedă Republica Moldova, într-adevăr, este de invidiat și face diferență prin acele produse cu care vine pe diverse piețe. Pașa nu s-a oprit doar la acest cover, mai urmează o surpriză, pentru că Pașa a decis și cu drag din start, a fost un apel telefonic între plecarea lui la filmări și foarte rapid a răspuns apelului Agenției de Investiții de a se implica într-un alt proiect, lucru pentru care îi mulțumim, încă nu deschidem parantezele, dar vreau să te întreb, Pașa, cum crezi tu că artiștii, oamenii de artă în general, ar putea să se implice și să contribuie la promovarea Republicii Moldova drept destinație turistică, adițional la lucrul vostru de bază, prin cântec și prin producțiile culturale pe care le aduceți și bucurați ochiul și auzul? O să răspund de la cea mai ușoară cale, asta, făcând stories, folosind niște hashtag-uri importante pentru noi toți, povestind despre niște sugări, despre hoteluri autentice, despre oameni dragi pe care avem noi, povestind despre locuri frumoase și așa mai departe, intrând în detalii, povestind cum asta e și ce experiență am avut, discutând, venind cu sfaturi, cam așa eu cred. Noi de fapt facem exact asta, inclusiv și la nivel internațional, dar iată, probabil că inclusiv și turismul ăsta intern anul trecut a acăpărat niște alte dimensiuni și dacă, de exemplu, un moldovean poate să-și permită să călătorească în străinătate mai răruț, probabil că o călătorie internă o dată pe lună ne ajută cu mult mai mult să menținem starea emoțională, corectă, morală și așa mai departe. De aceea, inclusiv și turismul intern despre care grăim, el are o priză foarte importantă, inclusiv pentru artiști. Și iată, aproape făcând nimic, noi cu siguranță putem contribui la acest obiectiv. I-aș completa la ce ai spus și ți-aș lansa încă o invitație, pentru că Republica Moldova în ceva timp în urmă și-a câștigat teren de țară de eveniment culturale, deja tot mai atractivă și mai interesantă a devenit prin festivalurile pe care numărul cărora a crescut an de an și având comunitatea de artiști în străinătate, veniți și cu festivalurile aici, în Republica Moldova, aducând turiști aici la noi acasă, ca să ne bucurăm să creștem acest număr și vizibilitate, să ne sporim vizibilitatea țării prin acest limbaj care, cultural, care nu are nevoie de traducere și este pentru că comunică direct la inimile oamenilor. Pașa a anticipat, de fapt, despre istoria de succes a campaniei Ne-am pornit, care a fost lansată anul trecut, în 2020, o campanie anticriză, practic, născută în perioada de izolare, în plină pandemie, când tocmai am înțeles cu toții că circulația internațională nu va fi relansată de curând, situația pandemică evolua foarte divers și atunci ne-am raliat, practic, tendințelor internaționale a altor țări ca să ne promovăm propria țară. Pentru că cetățenii din Republica Moldova adeseori, cunosc mai bine destinațiile turistice din alte țări ale lumii și mai puțin cunosc ceea ce avem noi frumos, bun și interesant. Asta era scopul campaniei Ne-am pornit, de a relansa, practic, turismul intern prin identificarea obiectivelor turistice pe care le avem, prin promovarea acestora, de aceea a fost lansat Ne-am pornit.md, un portal informațional cu stories în care au participat și au povestit cetățenii Republicii Moldova în acest maraton de călătorie prin propria țară și a fost și o mare contribuție de a revigora sectorul și o mare contribuție inclusiv de a susține, pentru că atunci când călătorim în propria țară, ne cheltuim bănuții la noi acasă, și contribuim la dezvoltarea economică
a întregului ecosistem turistic și ne referim aici și la ghizii noștri și la oamenii care prestează servicii, primesc în unitățile de cazare și cei care organizează evenimente și așa mai departe. Este un lucru foarte important care a prins priză, a fost îmbrățișat anul trecut de foarte mulți cetățeni. Am reușit să lansăm și prima hartă turistica Republicii Moldova, o hartă interactivă, la care au fost plasate obiectivele turistice și categorizate, deci pe produse turistice, ca să fie mai simplu de găsit, cu datele de contact. Și această hartă este în lucru în continuare, este acum în plină traducere în limba engleză, cu hashtag-ul Be Our Guest, ca să fie iarăși o invitație pe înțelesul turiștilor străini. Tot conținutul obiectivelor turistice care sunt deja plasate pe această hartă, și e vorba de peste 700 de locații, va fi tradus în limba engleză și această hartă este deschisă în continuare. Între timp au apărut noi agropensiuni, noi crame, noi restaurante. Invităm cu căldură pe toți actorii din industrie să își plaseze solicitarea, să ne transmită informația, tocmai pentru a completa harta pe care deja o avem. Maratonul de anul trecut a inclus peste 300 de cetățeni care s-au lansat în acea campanie de Ne-am pornit, sloganul Ne-am pornit protejați. Mai vedeți că încă foarte multă lume este și cu măști, asta a fost una din mesajele de bază. Am identificat și am redescoperit și uneori descoperit locații absolut noi din țara noastră și ca o finalitate, nu doar ne-am bucurat cu familiile de a descoperi noi locații turistice, dar, cum vă spuneam, am și contribuit la impulsionarea actorilor din industrie. Doar câteva mesaje de feedback pe care le-am avut, de exemplu, de la Clubul Zoo din Bardar. A fost o vară foarte fierbinte, ca vara anului 2020 nu a mai fost atât de mulți vizitatori. În weekend erau peste 1000 de vizitatori. Am fost nevoiți să angajăm personal în plus. Gagauz Sofrasi, doamna Ana, datorită acestei campanii, a cunoscut despre noi toată Moldova. A fost un foarte mare ajutor din partea organizatorilor acestei campanii. Asta este impactul care nu aparține doar agenției de investiții. Asta este impactul tuturor cetățenilor care se implică și pun umărul la promovarea și la dezvoltarea sectorului. Și în acest an continuăm. Deja suntem în sezon estival. Astăzi ne-am adunat ca să vă anunțăm că lansăm prelungirea campaniei Ne-am pornit. De această dată, campania comportă mesajul Ne-am pornit vaccinați, pentru că a noastră campanie întotdeauna trebuie să dea tonalitate de o responsabilizare socială. Pandemia de COVID a avut un impact cardinal, a schimbat comportamentul turiștilor, a schimbat modul în care călătorim. Valuta forte este siguranța și acele măsuri de protecție pe care le poate oferi destinația. Și atunci, cine dacă nu actorii din industria turismului, începând cu cei care prestează servicii, ghizii, care interacționează cu turiștii din țară și de peste hotare, nu sunt un exemplu, un role model pentru noi toți ca să transmit acest mesaj prin participare activă la procesul de imunizare a populației. Ca și anul trecut, deci toată lumea este invitată să redescopere, să călătorească. Actorii din industrie noi care doresc să se plaseze pe hartă ne transmit informația pe site-ul neampornit.md. Noi vom continua campania de promovare și vom povesti despre oameni care stau în spatele industriei, despre locații noi, despre experiențe gastronomice pe site-ul neampornit. Și la fel cum anul trecut, campania Ne-am pornit a fost lansată cu un art challenge în care am invitat cetățenii
stând acasă în izolare, să-și reamintească acele locuri extraordinare și să le picteze ca să le plaseze pe internet. În acest an, noi venim cu o nouă provocare, noi venim cu un dance challenge, că nu întâmplător am zis că Republica Moldova este foarte talentată și suntem foarte siguri că acest îndemn va fi preluat. Acest dance challenge este pe muzica, pe practic, pe piesa Lăutarii a lui Pașa Parfeni, care a înconjurat mapa mondu și care a încins pământul sub picioare la Eurovision în Baku în 2012. Uite că Pașa, cu mare drag, ne oferă tuturor posibilitatea, în ritmul acestei piese, să ne lansăm în challenge. Challenge-ul va dura maxim o lună de zile. Vă invităm să participați, ca la final, din tot ce se va crea în cadrul acestui challenge, să avem un video montat care să ne arate toate cele mai interesante locații, destinații din Republica Moldova într-un video mare, pe care îl vom plasa pentru distribuție exact în prag de aniversare de 30 de ani, că Republica Moldova împlinește un jubileu frumos în acest an. Așa că, oameni dragi, vă rog să vă aliați. Challenge-ul a fost realizat de o trupă de dansatori profesioniști și haideți să ne uităm la acel challenge pe care vă-l propunem și dumneavoastră. Așa, după ce Lăutarii a înconjurat globul, Lăutarii acum vor înconjura Republica Moldova. Apelul este către toți cetățenii și cei din diaspora care se pregătesc să revină acasă, să urmeze acești pași de dans în cea mai frumoasă, din punctul lor de vedere, locație din satul natal, din ținutul natal, cel mai frumos loc cu care se asociază, să-l plaseze pe profilul său de Facebook, Instagram, dar să nu uitați de hashtag-ul Ne-am pornit. Și pentru ca să vă convingeți că este posibil, agenția de investiții, echipa, vine cu un exemplu că se poate. Acest challenge la toate asociațiile din industria turismului, Antrim, APIT, ANAT, MER, Asociația Ghizilor și Translatorilor din Republica Moldova, dar și mediul privat, toți cetățenii, cei care au fost anul trecut și cei care, la sigur, se vor alia și în acest an, pentru că avem foarte multe de povestit, de raliat. Și toți suntem artiști, pentru că unde joacă moldovenii, acolo pământul geme. Vă mulțumim foarte mult!